În grădina botanică găsesc o oază de liniște, de frumos, de culoare, zonă de relaxare, zonă de picnic. Dacă vor să stea pe iarbă, au voie, nu este interzis. La momentul acesta sunt înfloriți trandafirii și câteva plante exotice, cum ar fi cactus și leandri. Aici aveți o varietate de hibiscus, hibiscus moschetos sau discobela, care este un hibiscus compact, care nu crește foarte înalt ca ceilalți hibiscus și este o alegere foarte bună pentru varietatea de culoare. Poate fi cultivat în zone cu sezon de vară scurt. În acest loc minunat avem colecția de aster, genul aster, care face parte din familia Asteraceae și cuprinde aproximativ 250 de specii de plante. Denumirea genului aster a fost inspirată din aspectul florilor. În limba greacă, aster înseamnă stea. Speciile de plante din cadrul acestui gen sunt originale din Europa, Asia și America de Nord, ele fiind plante anuale, bianuale și perene. Ne aflăm în grădina franceză, iar în spatele meu se află fântâna arteziană care tronează în mijlocul grădinii franceze, fântâna arteziană care este în formă de piramidă, singura de acest gen din țară. Iar de jur împrejurul fântânii, după cum observați, avem lavandă.